prietenul de suflet al lui Benone Sinulescu, declarații cu ochii în lacrimi, am vorbit ultima dată când a murit Petrica Melțu Stoian. Mi-a cântat la telefon. Benone Sinulescu a plecat dintre noi joi, lăsând folclorul românesc mult mai sărac. Rămân în urma lui multe cântece, multe convăcerte, multe emisiuni de cinci stele și amintiri de neuitat. Prietenul său de suflet, Nicolae Dacu, a făcut declarații cu ochii în lacrimi după moartea maestrului. Relația dintre cei doi era una foarte apropiată. Erau ca doi frați de cruce. Acum Neaben s-a stins din viață, iar bunul său prieten Nicolae Dacu este distrus de durere. Acesta a mărturisit că vorbea mereu cu el la telefon și îi povestea atât cele bune cât și cele rele, iar uneori când era rău, chiar îi cânta la telefon. Am fost prieteni buni de familie. Dacă nu sunam eu, m-a sunat și îmi spunea dacă mai trăiesc. Unde apărea neaben eram și eu. Vorbeam mereu. Am vorbit ultima dată cu el când a murit Petrica Muțu Stoian. Mi-a spus ca se simte mai bine, apoi mai rău, dar s-a ști ca și când a fost bolnav. Mi-a cantat la telefon, a povestit Nicolae Dacu. Benonesinulescu a murit joi, la vârsta de 84 de ani. Deși informații inițiale au indicat că ar fi murit la spital din cauza unei pneumonii, soția lui a explicat că el a refuzat internarea. Benone Sinulescu a avut în ultimele luni probleme de sănătate, fiind internat în mai multe rânduri.